Vreau să subliniez câteva adevăruri pe lângă frumoase lucruri care au fost spuse în această dimineață, uitându-mă la pasajul acesta pe care fratele, din care fratele Paul a vorbit și frații ne-au adus în demnuri și la timpul de rugăciune. Și primul lucru care vreau să spun este că traseul nostru și în anul 2024 și toată viața noastră și a adevăraților oameni care se încred în Dumnezeu, este un traseu prestabilit de Dumnezeu. Deci, anul 2024, traseul nostru este stabilit de Dumnezeu. Noi trebuie doar în fiecare dimineață să întrebăm pe Domnul, Doamne, care este drumul, care este calea, care sunt lucrurile pe care trebuie să le fac astăzi, pentru că știu că Tu ai un plan pentru mine și vreau să stau și să mă aliniez planului tău. Dacă vrem asta, bineînțeles. Sunt convins că noi avem planurile noastre, avem gândirea noastră, avem dorințele noastre, avem forțările noastre. Dar priviți-l pe Domnul Isus, versetul 24, le spune ucenicilor, negreșit fiul omului se duce după cum, după cum, este scris despre el. N-am venit în lumea aceasta să-mi stabilesc un traseu, să am o anumită perspectivă, să am o, o anumită gândire. Am venit în lumea aceasta să malinez unui traseu prestabilit. Despre mine s-a scris, și când oamenii au încercat să-l apere de la cruce, de la moarte, Domnul Isus a motivat-o. Cum să fac asta? Este scris. Este traseul pe care mi l-a stabilit tata, este drumul pe care l-am stabilit împreună, este cel pe care l-am acceptat. Și mă duc și mă rămân încadrat în planul stabilit de Tatăl, de Dumnezeu pentru mine. Sunteți gata să faceți asta? Sunteți gata? Dar ce facem cu voințele noastre, cu dorințele noastre, cu planurile noastre? Dar ce facem cu proiectele noastre? ce facem cu vrerea noastră, cu, cu, cu frământarea noastră interior? Asta presupune să renunțăm la tot ce suntem noi și să acceptăm tot ce este El. Asta presupune să renunțăm la tot ce vrem noi și să acceptăm tot ce vrea El. Dumnezeu să ne ajute. Știți cât de mult frații încercau să-l oprească pe Pavel să meargă la Ierusalim? Știți câte forțări și câte încercări și mesaje? Și Pavel spune, nu-mi rupeți inima, eu sunt gata chiar să mor pentru Hristos la Ierusalim. Înțeleg că ăsta e drumul meu, ăsta e traseul meu. Pentru că i-a spus Domnul într-o vedenie, nu te teme, Pavel. Vestește Evanghelia cu întrăzneală și tu vei sta în fața cezarului. Va trebui să o faci și la Roma. Și Pavel a zis, ăsta e traseul meu. Nu mi-l poate nimeni pereclita, nu mă poate nimeni opri. Mă duc pe drumul stabilit de Dumnezeu. Ești gata să o faci? Nu-i simplu, oameni buni, nu-i simplu. Din gură, da, voia ta, nu voia mea și de mișcăm și da, simplu. Dar să accepți voia lui Dumnezeu așa cum este ea. Să fim planul lui Dumnezeu și în locul în care vrea Dumnezeu, în fiecare zi, în fiecare clipă, nu este un lucru ușor, dar este un lucru posibil. Dumnezeu să ne binecuvintez. Eu mă duc cum este scris. Eu stabilesc și împlinesc ceea ce este scris. Eu rămân la ceea ce mi s-a spus. Eu știu ce a vorbit Tatăl despre mine. Știu traseul care l-a stabilit Dumnezeu. Și vreau să stau un tocmai în planul lui Dumnezeu. Dar sunt alte variante, dar sunt alte soluții, dar sunt... Nu, am renunțat la toate, rămân la asta. Planul lui Dumnezeu, ce a scris Domnul pentru mine. Și mereu, în fiecare zi, în fiecare dimineață, să stau înaintea Domnului să-L întreb, Doamne, care este planul Tău pentru mine în această zi? Care este planul Tău pentru mine în această săptămână? Care este planul Tău pentru mine în această lună? Care este planul Tău pentru mine în anul 2024? Știi de ce? Vreau să stau la îndemâna Ta. Nu, fac ceea ce vreau! Când unde vreau, mă implic unde vreau, predic unde vreau, mă duc în misiune unde vreau. Fac ce vreau! De ce? Că suntem liberi! Haideți să renunțăm a face ceea ce vrem și să facem ce vrea el. Dumnezeu să ne ajute. Un al doilea adevăr care îl găsesc aici, despre care vreau să spun, este că Domnul nu acuză pe nimeni. Eu vă spun foarte clar, Domnul nu trebuie să pună întrebarea că unul dintre voi mă vinde. El putea să spună, tu mă vinzi. Simplu. Să nu mai lungim. Domnul nu este acuzator niciodată. Noi suntem. Să știi numai că ăla, X, e cel care a scris despre tine, anonim, deja ești gata să te răzbuni. E bine că Unior nu știi. Dar tu presupui. Știu eu! Și presupunerea deja te face să Și tu punctezi. De și nu că punctezi, dar știi despre el, despre familia lui, despre știi multe. Și poți să le spui, dacă te pornești, păi, nimeni nu știe ca tine. Și dialogul Domnului Iisus Hristos putea să fie diferit, așa cum ar fi fost al meu. Ar fi început cu istoria, mă Iuda, știi când te-am chemat de o prima. Păi ce te a chemat? Eu. Păi datorită de cui ești un cer? Eu. De ce ești tu casier? Datorită mie. Păi eu te-am definit să fii casier. Și ăștia toți au fost de acord. Păi, hai să discutăm. Unde erai tu? Ce erai tu fără mine? Și te-am adus aici. Și te-am adus în rândul celor doi și ar trebui să. Cam ceva de genul să vorbeam eu. Și poate sunteți și unul de aici care vă pricepeți așa, ca și mine, să ne aranjați ca să. Domnul nu acuză. Ascultați-mă. Domnul creează cadrul ca tu să recunoști cine ești. Domnul nu spune că ești un mincinos. Domnul creează cadrul ca să-ți amintești și să recunoști în interiorul tău că ți s-a întâmplat să mai spui că te-o minciunic. Domnul nu spune că tu te uiți la ce nu trebuie să te uiți, că tu vorbești, nu... că tu scrii ce nu trebuie să scrii. Nu spune asta. Domnul, Domnul creează cadrul ca tu să recunoști asta. Mă auziți? El îți creează doar cadru. Vine Duhul Sfânt, vorbește în adunare, frații predică, vine o cântare care îți vorbește, vine o călăuzire din partea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt care îți vorbește. Și tu trebuie doar să realizezi că tu ești acolo. Tu să recunoști care e starea ta. Când Domnul a zis, unul dintre voi mă vinde, ce ziceți? O știu dacă e vorba de el. O știu? Bineînțeles. Și-au avut și puterea, să nu zic altfel, să întreb, nu cumva sunt, mă încă mai întreb. Nu cumva sunt eu, nu cumva, că virgulă cumva s-ar putea să nu fiu. Că e vorba despre mine, dar... Despre mine nu, eu mereu am avut, am ocazia să discut cu oameni despre anumite situații și sunt unii care nici nu te să vorbești despre situații, că el și începe. Eu nu-s acolo. nu, nu te-o acuza nimeni. El deja se disculpă din stat. Ăsta e primul semn că el e vinovat. Că cine se scuză, se acuză. Domnul nu acuză oameni buni. Noi acuzăm. Noi știm, noi presupunem, noi Domnul creează cadrul ca noi să recunoaștem cine suntem. Care e starea noastră? Ni s-a spus astăzi despre cum o veni Iuda la cina Domnului. Și s-ar putea să mă fi regăsit și eu acolo și spun, Doamne, eu nu sunt un Iuda, dar am și eu frământările mele, neputințele mele, am și eu eșecurile mele. Nu sunt arhanghel, nu sunt, nu sunt. Dacă este cineva ăsta e Dumnezeu, ăsta e Iisus Hristos, slăviți să fie El. Feriți-vă să faceți acuzații și feriți-vă să spuneți, mai ales când nu știți. Și și atunci când știți, fiți manierați în a rezolva problemele. Și un al treilea adevăr, care îl văd în această scriere sau în această experiență, este că atunci când noi îl întrebăm pe Domnul despre realitatea noastră, El ne confirmă. Nu cumva sunt eu? Și Domnul a zis, putea să răspundă, știi tu foarte bine, de ce mă întreb? Și ce a răspuns Domnul? Da. Dacă ai o neclaritate în mintea ta, întreabă pe Dumnezeu, că Duhul Sfânt îți va spune. Doamne, despre mine e vorba. Doamne, am și eu o slăbiciune. E atât de gravă asta. Dar am crezut că nu e chiar așa de periculoasă. Că mai făcut-o și altă dată și am venit la cina Domnului. M-am mai și altă dată și totuși nu s-a întâmplat nimic. Cântăm așa de frumos. Lăsați Duhul Sfânt să lucreze. Și mai spun și în această zi. Nu ne eliberează de blestem și păcat. Nu face Duhul Sfânt. Doar cântarea sună frumos. Duhul Sfânt ne conștientizează de realitatea din viața noastră. Și Domnul ne spune, da, ăsta ești tu. Ăsta e nivelul tău spiritual. Ăsta ești tu, Vasile Bojor. Nu ce ești la vor, nu? Asta altceva. Realitatea din viața ta o știe Dumnezeu. Ceea ce ești tu, o știe Dumnezeu. Și când Domnul îmi spune, da, acolo e problema ta, eu să fiu sensibil. Și nu să ies afară ca să vină diavolul să se facă cu mine asociat, ci să fac ce-a făcut Iuda după, după ce au vândut pe Domnul. Că a fost deja prea târziu. Și preoții au zis, e treaba ta, fă ce vrei. Prea târziu. Am vândut sânge nevinovat. Prea târziu. Asta trebuie să o știi când ai stat la cină cu Domnul. Asta trebuie să o știi când Domnul te-a conștientizat și ți-a spus, tu ești. Asta trebuie să știi, atunci să te pochești, și să te oprești. După ce te-ai dus mai departe, sângele tău cade asupra capului tău. Și stai cu Domnul la cină și te duci în iad. Oricine ai fi, orice calitate ai avea, orice, eu știu, poziție ai avea. E periculos. Știți de ce? Pentru că Dumnezeul nostru este sfânt. Pentru că Dumnezeul nostru este sfânt. vii să fie în numele Lui. Nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă să fie îmbagiocorit. Ce seamănă omul? Aceea va se cera. De aceea astăzi, la prima cină, ne-a dus Dumnezeu aici. Eu nu spun că ești un vânzător sau că sunt. Eu nu spun că ce probleme avem, dar știm fiecare dintre noi care sunt frământările noastre. Haideți la rugăciune, oameni buni. Să nu mai rugăm superficial, așa general. Să-i spunem Domnului, Doamne, frământarea mea este asta. Durerea mea este asta. Neputința mea este asta. Eșecul meu este asta. Și cu el am venit mereu la cina Domnului. Eliberează-mă astăzi sângele tău să facă stropirea, puterea ta să vină peste mine în această zi, Duhul Sfânt care este în adunare să mai cerceteze încă o dată și Domnul să lucreze în această zi. Să fim la cina Domnului prima din acest an, oameni schimbați, oameni transformați, oameni cu, cu o direcție nouă și Dumnezeu să ne întărească pentru aceasta. E nevoie oameni buni. Simțim că avem nevoie de ceva mai mult Să ne apropiem mai mult de Domnul Să fim mai corecți, să fim mai sfinți Să fim mai curați Și când ne străduim mai mult Parcă totdeauna suntem mai neputincioși Astăzi nu este ziua condamnării Astăzi este ziua iertării Astăzi este ziua harului Astăzi este ziua îndurării, oameni buni Pentru unii oameni nu se mai arată harul niciodată Și pentru Iuda, regret, nu s-a mai arătat harul iertării niciodată A luat o decizie radicală în viața lui Că har n-a mai avut pentru mine mai este har. Pentru dumneavoastră mai este har. Pentru noi mai este zi de binecuvântare. Și strigăm din toată inima, lăudați să fie Dumnezeul nostru. De aceea, haideți să ne apropiem de Domnul, să ne rugăm înaintea Domnului și când ne vom ruga, să ne rugăm din toată inima și să-i spunem lui Dumnezeu realitatea din viața noastră. Doamne, nu cumva sunt eu, sunt eu! Doamne, nu cumva sunt eu, nu! Nu cu nu așa! Doamne, sunt eu! Sunt eu cel, sunt eu cea, sunt, cunoști tu, Doamne, foarte bine. Și ceea ce cunoști tu, cunoști și eu. Realitatea din viața mea o știi tu. Slăbiciunea mele le știi tu. Eșecurile mele și vreau în această zi să-mi dai iertare, biruință și hară.